Lui Wayne toate merg anapoda. După ce a fost arestat pentru că a fost prins conducând sub influența băuturilor alcoolice, soția fotbalistului a anunțat că se gândește să divorțeze. Apele au început să fie tulburi săptămâna trecută atunci când fotbalistul a fost oprit de poliție și prins că acesta conducea sub influența băuturilor alcoolice. Acesta se afla în mașină cu o femeie, Laura Simpson. Tânăra a mărturisit la scurt timp după incident că în acea seară a împărțit cu Wayne un sărut și o îmbrățișare. Colin Rooney era în vacanță în Spania cu cei trei copii, Kay, Clay și Kit, în momentul în care s-a bedrecut incidentul. Ea s-a întors în Marea Britanie și și-a bedrecut timpul la părinți și potrivit unui apropiat al cuplului, ea și-a petrecut timpul cu cu părinții ei și va hotărî ce o să facă. Dar acum este în această fază în care simte că totul s-a terminat. L-a întrebat dacă ce a scris presa este adevărat și se pare că s-au certat. Colean Rooney este însărcinată cu cel de-al patrulea copil. Un divorț ar putea să-l coste pe atacantul lui Everton 70 de milioane de lire sterline.